la Europa FM. În direct la radio și în transmisiune Facebook și pe pagina de internet Europa FM. Bun găsit, discutăm despre ce se întâmplă în PSD, ce urmează pentru partid, ce urmează pentru opoziție, cum va fructifica rezultatul alegerilor de duminică și, evident, ce înseamnă pentru noi toți, cum se traduce jocul politic în deciziile care ne privesc. Îl salut pe analistul politic Ion Bogdan Lefter. Bun venit în Piața Victoriei. Bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați invitat. Ne ocupăm de PSD pentru că e dublu lovit în această perioadă. În același timp e principalul partid de guvernământ. E o ședință de comitet executiv care a început cu foarte puțin timp în urmă, înainte de care am auzit-o pe Viorica Dăncilă făcând niște declarații. Ce e foarte important de reținut de aici și o să vă rog să discutăm despre asta. Viorica Dăncilă, recunoscând deschis cu subiect și predicat, justiția ne-a omorât. Am discutat atâta despre asta încât am pierdut încrederea românilor când noi am făcut alte lucruri bune, spune premierul. Doi la mână. A răspuns jurnaliștilor de vreo 3 sau 4 ori că nu trebuie ca deciziile să fie luate de o persoană, de liderul partidului. Cred că e o aluzie foarte clară la ce s-a întâmplat până ieri. De asemenea, o discuție despre ce se poate întâmpla ca reconfigurare a majorității politice. Ne întrebăm ce urmează, domnule Lefter. Suntem în zodia lui ce urmează. Ce urmează pentru PSD, capitolul 1? E neclar ce urmează. E destul de greu de imaginat că PSD-ul va reuși să reziste acestui veritabil tsunami care s-a năpustit asupra sa, asupra construcției puterii. Pentru că votul este la jumătate față de cel din decembrie 2016, deci evident în partid sunt nemulțumiri enorme. În acest moment, jumătate din membrii PSD ai celor două camere știu că nu mai intră în următorul parlament. Cine știe puțintel cum gândesc politicienii, știe, înțelege că asta înseamnă jumătate dintre parlamentari alienați, furioși, gata de orice, numai să-și facă loc în față, în prima jumătate. Apoi arestarea, condamnarea și arestarea președintelui partidului este ceea ce a transformat un mare eșec politic într-un, cum spun eu, un tsunami de imagine. Nici nu știm bine cum să mai frazăm, atât e de catastrofală situația PSD-ului acum, cu aceste două mari eșecuri, îngrozitoare eșecuri, care mai găsesc partidul și în starea amorfă în care se află acum și pe care am văzut-o în toată splendoarea ei și atunci când liderul actual al partidului, cum tocmai ați spus, doamna prim-ministru, președinte executiv al PSD, iese în fața presei, vorbește aproape jumătate de oră și nu e în stare să spună aproape nimic. Sigur, găsim niște mesaje, niște frânturi de informație, dar pe ansamblu ce a făcut doamna Dăncilă a fost să ruleze cuvinte, fraze standard, așa cum de bine de rău reușește în toate împrejurările oficiale în care a fost pusă, dar eschivându-se de la răspunsurile de substanță, de la răspunsurile reale. Eu aș interpreta în acest punct și puțintel altfel referințele sale repetate la deciziile colective. Nu doar cenușă în cap, am fost până acum în partid la cheremul unui singur om și acum trebuie să ne întoarcem la conducere colectivă. În acest moment e nevoie de energie politică, de inițiativă politică, de leadership, cum se spune, de asumare de către lideri a unor noi direcții. Ori doamna Dăncilă e incapabilă de așa ceva. Deci a fost o referire... Face apel la echipă ca să se împartă responsabilitatea. Și ca să se derobeze ea. Pentru că ea nu știa ce să spună. Veți candida la vreo funcție? Nu știu. Păi cum să nu știi? Ești sau nu ești un lider al acestui partid? Te consideri sau nu te consideri capabil să intri într-o competiție pe care poți să o câștigi sau poți să o pierzi? De asemenea, doamna Dăncilă a făcut referire și oricine ar fi făcut-o, căci era vorba de niște informații din interiorul ședinței anterioare de birou politic al partidului, al PSD, două nume proprii a rostit.
Paul Stănescu și Marcel Ciolacu. E vorba despre doi foști puciști, cum li s-a spus. Putem în acest moment vorbi despre PSD, cred, ca despre un partid în integralitatea lui compromis de cârdășia cu Dragnea și toată echipa lui, toată camarila lui, că și tot partidul a mers pe aceeași linie și toți au votat cu majoritatea lor parlamentară pentru tot ce se elaborase anapoda în comisiile de coduri, cod penal, cod de procedură, legislația justiției, toți sunt complici cu toată această poveste. Partidul întreg e compromis și de salvat ca imagine și ca onoare. Aș avea eu de spus destule și despre onoarea celor care s-au salvat, dar deocamdată privind de sus lucrurile în mare, s-au salvat cei care au plecat. Adică partidul lui Ponta Pro România. Ciolacu și Paul Stănescu, la fel ca și doamna Firea, care este încă membru PSD, am auzit la știri că a fost exclusă, n-a fost exclusă, din câte știu, din partid, ei au rămas în PSD, făcând parte din echipa puciștilor, restul plecând apoi din PSD. Deci Stănescu și Ciolacu sunt cea mai rămas firimiturile de dizidență, dizidența care i-ar fi onorabilizat și pe ei dacă ar fi mers ceva mai departe. Asta e tot ce poate în acest moment PSD-ul să scoată în față și am auzit și o declarație ceva mai devreme, tot acum după amiază, a fost un ministru de justiție, Cazanciuc, care a spus el explicit că nu se pune problema ca PSD Dragnea să se transforme într-un PSD Oprișan, așa cum liderul Vrancea, de la Vrancea, al PSD, a dorit să ofere ca alternativă, prezentându-se pe el ca un posibil, ca pe un posibil lider, și a adăugat domnul Cazanciuc că electoratul ne-a transmis că e nevoie de oameni noi, oameni noi. De unde să scoată un partid atât de compromis oameni noi? Din interior, dintre anonimii de la bază, asta ar fi posibil. Din afară, greu de imaginat că cineva acum ar merge spre PSD către o corabie care se scufunde. Doamna Dăncilă a vorbit despre semnalul pe care l-au primit politicienii puterii la aceste alegeri europarlamentare și a asumat această înfrângere spunând că e grav. Am înțeles, a zis ea, am receptat acest semnal. Merge povestea asta mână în mână cu niște marginalizări pe care doamna Dăncilă și, mă rog, noua garnitură de foști dizidenți, cum le spuneați, din PSD, le pun la cale acum. Niște personaje extrem de toxice prin declarațiile pe care le-au făcut în spațiul public, cum sunt Cătălin Rădulescu, cum sunt Codrin Ștefănescu, secretar general al partidului, de altfel, o funcție cheie, cum este Lia Olguța Vasilescu chiar, care o bună bucată de vreme, până acum vreo câteva săptămâni, era una din trompetele, nu? Care declamau această retorică. Dreaptă. Domnul Dragnea avea mai multe mâini drepte. Purtător de cuvânt al partidului și așa mai departe. Manda doamna Vasilescu. Dăncilă și colegii aceștia care par să-i fie aproape în acest moment au avut grijă să scurgă presei cât se poate de clar acest semnal. Că personajele astea nu mai au loc în prima linie, nu mai apar în poze, nu mai există în partid, în sediu, cel puțin deocamdată, pentru că, probabil, e parte din același semnal. Românii n-au mușcat această retorică de factură peremist, naționalist, șovină, pe care le-au livrat-o acești domni și doamne în ultima perioadă, mai ales de când cu campania electorală, dar și înainte. Întrebarea care se pune în prelungirea ce spuneți acum este dacă e cineva din PSD care să fi livrat alt tip de discurs. Păi toți au mers pe discursul ăsta, toți au fost împotriva multinaționalelor, împotriva corporatiștilor, toți au acuzat protestele publice împotriva politicilor nedemocratice. Au acuzat protestatarii din piețe și de pe străzi, de pe bulevardele țării, ca fiind plătiți, manipulați, roșiști, drogați și așa mai departe. Toți au sprijinit prin discursuri și au fost satisfăcuți, nu? Au sprijinit represiunea manifestației din 10 august. N-am avut ce tot așa dizidențe, contestări am avut, au fost
Oameni evacuați. A fost Mihai Chirica, primarul Iașiului, care s-au pus încă de prin 2017. Mm-hmm. În primăvară a înțeles că nu merg lucrurile într-o direcție bună. Deci ne ziceți că nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de dispariția unor figuri, poate cele mai vizibile, dar nu neapărat singurele. Adică faptul că au dispărut mitralieră deci și cu Codrin din poză nu înseamnă neapărat că... Că n-au dispărut. Continuă să meargă pe culoare spre sălile de ședințe și sunt printre cei mai dispuși să răspundă întrebărilor ziariștilor. Ceilalți sunt mai puțin obișnuiți, poate cu luminile reflectoarelor sau mai puțin băgăcioși ca ei, mai puțin dispuși la creare de imagine proprie. Cred că suntem deocamdată la începutul unor ciocniri interne destul de extinse în PSD. Sunt voci, au fost voci ieri, azi, care au cerut explicit demisia cabinetului, retragerea în opoziție câțiva primari de orașe importante din țară, de prin județe. Asta ne aduce la partea de strategie viitoare, că e vorba... să mai adaug tot aici la inventarul ăsta de ciocniri, de turbulențe, o mică știre... N-am văzut-o confirmată astăzi, a circulat aseară în spațiul public, pe fluxuri de știri am citit, cum că în reunirea primă informală de lider PSD de aseară s-ar fi exprimat voci cum că partidul n-ar trebui la validarea europarlamentarilor când se va termina... Mm-hmm. Că n-a terminat Biroul Electoral Central de adunat voturile, nu s-au anunțat rezultatele finale și apoi trebuie făcută validarea, se trece prin niște proceduri juridice. N-ar trebui să-i valideze pe cei patru care sunt pe liste în primii opt care merg la Bruxelles și care nu sunt membrii PSD sau au venit în PSD importuri de ultim pentru... moment, da, exact. E vorba Maria despre... Grapini, Carmen Avram... Maria Grapini, Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru și acel preot Terheș, plasat dinspre diaspora naționalistă, chipurile pe filieră PNSC, de ceilalți trei vin direct din Trustul Intact, de la Dan Voiculescu. Și așa era cam mult, patru europarlamentari, practic non-PSD, pe o listă de presupuși 10 care urmau să meargă. Acum merg numai 8, de jumate sunt de acolo și e firesc partidul în această presiune enormă când se răscolesc apele, mâlul se răscolește de la fundul apei, să aibă și această problemă. Deci, ce facem cu oamenii ăștia? Noi am plătit ce? Un preț pentru mediatizare și pentru propaganda feroce, agresivă, îngrozitoare, pe care câteva posturi de televiziune și alte instrumente de presă au făcut-o, încălcând orice regulă, oricât de minimal le-am definit ale jurnalismului. Da. Și am văzut aseară, dați-mi voi să aduc și asta, traversând mediul public, zona media, schimbând canale de televiziune și așa mai departe, cum facem toți, circulând între site-uri, am văzut la postul care i-a plasat pe trei din cei patru pe lista PSD, cum un grup întreg de primadone ale propagandei pro-PSD de până acum spuneau PSD-ul trebuie să treacă în opoziție, cabinetul trebuie să-și dea demisia. Despre asta mi s-a părut că, la început, mi s-a părut destul de ciudată această opinie și această atitudine. Apoi am citit știrea de culise. O fi adevărat, nu fi adevărat, se va insista sau nu pe linia asta, dar ceva o fi fost. N-o fi fum chiar fără niciun strop de foc. Și e posibil ca în acea situație, respectivul instrument de manipulare propagandistică să fi arătat pisica PSD-ului. Adică, măi PSD, uite ce o să pățești dacă nu rămâi la mâna noastră. Adică dacă nu respecti ce am stabilit în înțelegerea noastră, îmi vine să spun aproape mafiotică, e o înțelegere politico-mediatică
care excede cu mult limitele acceptabilului ale moralității, ale regulilor democratice. Dar întrebarea, domnule Lefter, rămâne până la urmă dacă e o strategie pentru PSD să facă pasul în lateral, deși Viorica Dăncilă a spus și tehnic are dreptate. Europarlamentarele nu înseamnă că guvernul trebuie să plece, că n-au fost alegeri generale, n-a pierdut alegerile generale. N-ar trebui să schimbe majoritatea politică în plan intern. Dar poate fi o strategie să pleci de la guvernare, știut fiind faptul că PSD în aceste perioade, când părăsește brusc puterea, se conservă în opoziție și recuperează foarte rapid? E asta o strategie oare de luat în calcul pentru PSD? Ar putea fi. Cu sau fără Dăncilă? Ar putea fi, dar cred că în acest moment nu există nimeni care să gândească strategia acolo. Partidul nu are lider, tot ce s-a cernut în PSD în acești ultimii ani, cum am spus, e trupă de proastă calitate, care nu făcea decât să respecte dispozițiile liderului, consultanți, după părerea mea, execrabili, și interni care au mai falimentat campanii electorale, inclusiv ale PSD-ului altădată, cei interni, și consultanți externi aduși de la partide ultranaționaliste de extremă dreapta din țările unde au prestat. Păi cu așa consultanță, așa rezultat, așa comportament politic. Deci nu cred că acum se gândesc multe strategii la PSD, se caută mai degrabă soluții de salvare, ieșiri de urgență. Asta mă gândeam, dacă nu fi și asta o ieșire de salvare. Un an de zile în opoziție, dar până la alegerile din 2020, unde să vii întărit după ce faci critică de pe margine, cum au făcut în timpul guvernării Cioloș în acela în 2016, și au câștigat alegerile detașat la sfârșitul anului. Acela e termenul de comparație imediat. În rest, n-am mai avut retragere în opoziție de scurtă durată. Sigur, când a fost ciclul politic 1996-2000, președinte Emil Constantinescu, guvernare CDR și restul largii coaliție de atunci, PSD-ul în opoziție s-a regrupat și a câștigat în 2000 și a revenit la putere. 4 ani. În 2004 iar au pierdut, iarăși 4 ani. Deci nu sunt acele perioade buni termeni de comparație. În schimb, da, anul de guvernare Cioloș este un termen de comparație, dar eu cred că există foarte mari diferențe. În acest moment, PSD-ul, sigur, n-avea nici în 2015, în toamna lui 2015, când a fost incendiul, tragedia de la Clubul Colectiv și primul ministru Ponta și-a dat demisia. El se agăța atunci, avea aproape un an de când pierduse alegerile prezidențiale și refuzase să-și dea demisia din fruntea partidului și a guvernului, până la urmă se retrăsese de la partid, dar era încă prim-ministru. Și îl tot săpau din interior, Liviu Dragnea și compania. Dar partidul era încă destul de solid în șea. Uh-huh. Bine înfipt în șea, cum se spune, cu metafore din hipism. Acum, PSD-ul, nu că l-aș idealiza pe cel din 2015-16, dar acum PSD-ul e vraiște complet. Imaginea acestui partid se compromisă îngrozitor de comportamentul din ultimii ani, iar rezultatul la urne este elocvent, este absolut evident. Și cu imaginea făcută praf, fără alternative de lideri, într-o stare de derută evidentă. Eu nu cred că PSD-ul mai poate să reparcurgă același tip de scenariu pe care l-au parcurs în 2016. Asta înseamnă că rămâne la guvernare, dar în ce condiții, e întrebarea? Nu, ca să rămână la guvernare trebuie să aibă în continuare majoritate în Parlament, dar acolo există acea jumătate de parlamentari nemulțumiți, furibunzi, care vor începe să migreze spre Pro-România, pentru că dacă Partidul Pro-România acum obține 6-7% și are tendință de creștere, atunci înseamnă că dacă te duci acolo, mai degrabă vei avea șanse să devii parlamentar. Sigur că se pune problema cine va trece acolo, că tot dintre compromisii din PSD se recrutează mușterii. Da, să vedem cum vor evolua lucrurile, cel puțin pe actuala structura Parlamentului cu acești oameni în Parlament, o migrație nu de foarte mari proporții către Pro-România rezolvă problema, ca să zic așa, în sensul că PSD-ul devine minoritar, cu tot cu ALDE, care la rândul său
prăbușindu-se electoral, e foarte posibil să furnizeze niște fugari altora. Deci, deocamdată, PSD-ul e în fața unei mari probleme de conservare a majorității. Mie mi s-a părut că declarația, una dintre declarații doamnei prim-ministru, cea privitoare la noi propuneri de miniștri pentru portofoliile unde sunt interimari, mi s-a părut ca de pe altă planetă, o persoană care nu înțelege că aici este în plină furtună, că vine tsunamiul peste ei și ea se gândește că trebuie să facem noi propuneri. La cine v-ați gândit, a fost întrebată. Ea e prim-ministru, ea trebuie să facă propunerile. O să-i rog pe colegii din Comitetul Executiv să facă propuneri și la vot vom vedea cine, ce și cum. N-are nicio idee, știe numai că asta e procedura, și nu-și dă seama că momentul politic sau e poate de cu totul altă factură. Mă întorc la idee. Poate că e o supraexpunere a acestei teze că nu trebuie să mai fie concentrată puterea în mâna unei singure persoane. Dar, lăsând asta la o parte, depinde continuarea PSD la guvernare și de planurile opoziției, că acum ne mutăm simetric în partea cealaltă și ne întrebăm așa. Cum fructifică opoziția acest rezultat de la europarlamentare? Profită de ocazie și acționează în forță ca să schimbe majoritatea și în Parlamentul intern, adică să schimbe configurația politică din mers înainte de alegeri și după aceea să preia puterea? Sau din aceeași teamă că PSD-ul o să se conserve un an de zile și o să vină la alegerile următoare cu forțe proaspete, o să-i lase totuși la guvernare? Că acum apar cumva între ciocan și nicovală. Au despeculat acest succes, pare foarte ușor să-l speculeze și totuși există și această premisă că n-ar trebui să oferi muniție dușmanului. Da, există. Suntem acum la practic un an și un pic până la alegerile locale și un an jumătate până la cele parlamentare. Suntem la jumătate de an de prezidențiale. Privind către aceste date importante de calendar politic și electoral care urmează, ne putem imagina ce gândesc acum conducerile partidelor actualmente în opoziție. În primul rând, în orașe, votul a fost zdrobitor anti-PSD. În acest moment, USR Plus, obținând rezultate excepționale în capitalele de județe, e chiar în situația de a gândi dacă nu cumva alegerea primarilor în două tururi i-ar defavoriza. Dar cred, sper, pentru onoarea lor, că vor merge înainte pe principii democratice și nu se vor revizui în funcție de interesele proprii de partid. Alegerile locale, prin urmare, nu par să fie în vreun pericol. E greu de imaginat că PSD se poate regrupa, relansa și să vină în mediul urban pentru o populație obișnuită cu un nivel de trai mai ridicat, cu tehnologii noi, cu studii în general, cu medie de educație mai ridicată. Și care s-a săturat de stagnare până la urmă. De vrea progres european să la 12 ani după aderare. Electoratul urban să îl voteze PSD-ul. Deci, pentru alegerile locale nu e o problemă. Până la parlamentare, un an jumate, e deja destul de mult, e cu 50% mai mult timp decât a avut guvernul Cioloș, care a venit într-o conjunctură specială, nu? Tensiune, emoție colectivă, de asemenea, cum spuneam, un PSD încă solid, cu ALDE alături, cu majoritate în Parlament, care au putut frâna evoluțiile și prestația guvernului, cu obiective interimare de pregătire practic de organizare a alegerilor următoare. Într-un an jumătate, chiar dacă e doar ceva mai puțin de o jumătate de mandat de ciclu politic, electoral, totuși se pot face lucruri spectaculoase. Se poate face o reorganizare, o relansare serioasă a țării. Pentru asta însă e nevoie ca forțele politice să conlucreze foarte, foarte atent, foarte eficient. Și asta trebuie să vedem dacă se va putea. Deocamdată aș privi nu atât către posibilitățile gândite eventual și exprimate sub imperiul emoției momentului, cât către fapte. Avem o declarație de dinainte de alegeri de la Pro-România, prin vocea fostului premier Tudose, cum că după alegerile europarlamentare
vor participa la discuții pentru un guvern de Uniune Națională fără PSD și fără ALDE. Sunt acum premize excelente pentru așa ceva. Apropo, Pro-România e un partid care acum a obținut un succes notabil pentru statutul său și observați că liderii sunt mai puțin vizibili în acest moment. Ei gândesc, sunt mai calmi, probabil, și urmează să vadă în ce fel se raportează față de turbulențele din PSD, față de un posibil exod spre ei și în ce fel vor discuta ce urmează în Parlament, vot pentru șefia Camerei și așa mai departe. Ei știu de la ALDE și UNPR că e foarte important în anumite momente să fii balama. Sigur că da. Și îți crește și cota foarte mult lumii. Și poți să înclini lucrurile politica într-o parte lumii, sau alta. Politica da. Mare a Germaniei s-a făcut timp de câteva decenii până la reunificare. Grație Partidului Liberal se numea un mic partid al lui Hans-Dietrich Genscher, care și-a avut asigurat portofoliul de ministru de externe al Germaniei, un portofoliu foarte important al unui minuscul partid care era când cu socialdemocrații, când cu creștindemocrații și asigura majoritatea. Mm-hmm. În lume există partide balama și ăsta e sistemul. Deci avem această posibilitate anunțată, alegerile au fost da pentru Parlamentul European, dar am spus mulți și eu am insistat pe această idee în scriind, vorbind în mediul public, aceste alegeri urmau să fie supraîncărcate de simbolistica politică internă, pentru că a fost prima ocazie pentru electorat să vină la urne după toată această perioadă de 2 ani și ceva de proteste din ce în ce mai extinse și să arate dacă PSD mai e sau nu sprijinit. Deci ăsta este un lucru pe care îl putem vedea. Al doilea lucru pe care îl putem vedea este, iarăși factual, este că cel puțin deocamdată principalii câștigători a acestui moment politic, a acestui scrutin, și anume, liberalii care au devenit primul partid al țării și Alianța USR Plus, care talonează îndeaproape PSD-ul și nici nu e la mare distanță desparte, de PNL, sunt exact, cât, da. Vreo 5% circa. Da. Sau așa iar între ei și 5, PSD 6. E mai puțin de 1% după da. Numărătoarea finală. Sunt în situația, sunt aproape condamnate să colaboreze. Președintele Iohannis deja a dat acest semnal, le-a spus... Mm-hmm. Aveți premize să colaborați, asta să guvernați. Spre ce? Spre guvernare, într-adevăr? Spre guvernare. Și rămâne de văzut în ce fel vor reuși să se acomodeze reciproc, să se înțeleagă și în ce fel vor reuși să evite tensiuni, fricțiuni. Deocamdată vedem o dificultate în a găsi un candidat comun pentru șefia Camerei. Asta nu e neapărat o mare problemă. Domnul Barna, președintele USR, a și spus, dacă nu vom reuși să stabilim prin negociere un candidat comun, o să mergem la un tur de scrutin, vor rezulta doi finaliști și vom vedea în finală ce se va întâmpla. Dar e o problemă. PNL-ul nu are cum să nu își asume statutul de învingător, chiar dacă partenerul viitor, probabilul partener principal viitor, USR Plus, are dimensiuni tot considerabile și are și argumentul moral că a câștigat orașele și diaspora, a devansat PNL-ul, adică în orașe și în cumva din prima, așa, adică, mă rog, nefiind un partid deci, vechi sau alianță veche. Da. PNL-ul nu poate renunța la această poziție. USR Plus are o altă trăsătură care poate să joace destul de contraproductiv, ca să zic așa, în eventuale negocieri, și anume există un voluntarism și un anumit fel ofensiv al acestor politicieni mai tineri, majoritatea, o anumită insolență, care a prins foarte bine când era nevoie în Parlament să ieși cu hârtii de protest și care a prins și la un electorat tânăr, urban și nonconformist destul de bine. Nu mai merge atunci când trebuie să negociești, să te înțelegi cu cineva, să cazi la înțelegere, să cazi, ca să aleg un cuvânt și mai neplăcut pentru mentalitatea acestor grupuri politice noi, să cazi la compromis. Compromis nu e neapărat ceva rău, poate să fie ceva rațional. Trebuie să lași și tu puțin de la tine, lași și eu puțin de la tine. Vă întrerup doar o clipă să vă anunț că un compromis pare să se fi găsit între cele două părți, PSD și USR Plus. Și anume că doamna Raluca Turcan este candidatul comun la șefia Camerei Deputaților în locul lui Liviu Dragnea. Da. Asta înseamnă deci că Alianța USR Plus a renunțat să-l
propună pentru această poziție pe domnul Stelian Ion. O altă alegere excelentă. Problema aici nu e de persoane. Sunt oameni de calitate. Problema e mai degrabă de cât de repede găsești consensul pe chestiuni... Sigur, cum se înțeleg? Cât de bine se înțeleg? Asta e problema. Și eu sper, spre binele democrației românești și al relansării de care România are nevoie în acest moment, că vor găsi căi de înțelegere. Au mai fost scântei și în campanie, ele, hai să zicem că sunt până la un punct inevitabile, dar în acest moment e nevoie de foarte multă seriozitate și de o asumare foarte responsabilă a imperativelor momentului. Dați-mi voie să vă prezint două școli de gândire. E ceea ce auzim cu toții probabil zilele astea și de fapt am mai auzit și cu alte ocazii despre ce trebuie să facă opoziția validată de acest succes la europarlamentare. Curentul 1 zice așa: domnule, oricât de mult succes ai fi avut în aceste alegeri, nu trebuie să lași șansa PSD să iasă de la guvernare și să nu deconteze prostiile pe care le-a făcut. Deci abține-te pentru moment, ai câștigat alegerile foarte bine, stai în umbră, fă opoziție, negociază tot ce se poate negocia, că acum ai pârghii, poți să-i presezi mereu, dar lasă-i acolo să-și ducă mandatul până la capăt, ca să nu aibă scuza că se scot din ecuație pe ultima sută de metri, cum au mai făcut. Al doilea curent de gândire zice: domnule, nu poți fi atât de cinic încât să lași țara pe mâna Vioricăi Dăncilă, cu bună știință, câtă vreme ai putea să reconfigurezi majoritatea și să preiei tu. Ai criticat o grămadă de vreme și acest guvern că nu face treabă și acum vrei să-i lași totuși încă un an să distrugă România? E, uite o dilemă, cumva. Pe care dintre drumuri oare s-o apuce opoziția? Prima școală de gândire, cred că putem să ne permitem să spunem așa, este prea conjuncturală. Este oportunistă. E o gândire care îi lipsește responsabilitatea față de destinul țării, care este trăsătura evidentă a celei de-a doua interpretări. Păi da, dar n-are o logică. N-are logica prin care oamenii să-și dea este seama. Este o logică electorală, interesul electoral. Partidele, politicienii, ori fi având interese, ori fi gândind egoist. Dar din punctul nostru de vedere, al electoratului, al țării, al populației, există pe și noi ne interesează să acord. Ne servească interesele. Există și o componentă responsabilă. Presează cu voturile pe care le-ai în spate pentru revenirea asupra unor decizii. Da, știți, adică ce s-ar întâmpla? Anulează ordonanța 114, că te presăm și te trântim în Parlament. Da, și știți ce altceva, duci guvernarea până la capăt, dar în termeni mai buni, ca păi să zic așa. Asta ce înseamnă? Înseamnă să permiți PSD-ului, PSD-ALDE, să rămână la guvernare. La resurse, dar să guverneze spune, prin negociere, domnule Lefter, nu prin dictatura prin pe care a aplicat-o până acum. Și în acest acum, fel, într-un an jumate, să-și onorabilizeze imagine, să se arate capabil să guverneze ceva mai ponderat, fără să mai facă nenorocirile pe care le-au făcut, pentru că tu ai stat în opoziție și te-ai gândit nu cumva să nu pierd eu la alegerile viitoare, ia să-i las. Atunci, nu. Înțeleg, mergeți pe curentul 2, în care trebuie categoric înlăturat guvernul ăsta, pentru că e irresponsabil și trebuie... Că nu văd din partea PNL și din partea USR Plus, n-am văzut declarații asumate de strategie politică de menținere în opoziție. Nu cred și cred că ar fi un semnal foarte demobilizant către electoratele acestor grupări. Lucrurile încă se joacă și de o parte și de alta. Aș vrea, pentru că mai avem două minute din discuția noastră, să vorbim la final despre mesajul acestor alegeri. E adevărat, n-au fost alegeri generale, au fost alegeri semnal, alegeri europarlamentare, cum a zis și dumneavoastră, prima ocazie ca la mijloc de mandat să-i arăți puterii că nu ești de acord cu ceea ce face. E foarte clar că a fost asta, pentru că a fost o prezență record, nu s-a mai pomenit așa ceva nici la alegerile generale, dar prezență, la europarlamentare, 49%. Am estimat-o. Bun. În emisiuni de radio și de televiziune, de față cu sociologi care spuneau că ei lor le arată răspunsul că va fi 30%, am spus va fi o mobilizare de genul turului 2 prezidențiale 2014, când a câștigat 50%, ce mai încoace și încolo. Adică va fi în țară ceva de gen 60%, dacă nu mai mult, și din cauza absenței din electorat a câtorva milioane, procentual va scădea sub 50%. Bun. Alegătorii ăștia au votat în număr covârșitor, au făcut și cvorum pentru referendum și au votat și covârșitor da la întrebările legate de justiție, nu, adică să nu, da, să nu mai poate guvernul să facă toate matrapazlecurile în timpul jocului, să intervină asupra legilor justiției.
Și acum, ce fel de semnal, asta vreau să vă întreb, dă toată povestea asta, de fapt? Care e lecția acestor alegeri care, așa cum spuneați, n-au fost despre Parlamentul European și despre Uniunea Europeană, am pierdut cumva ceva nediscutând despre teme importante pentru noi toți, de la migrație, la revoluția digitală, la locuri de muncă, da, la populație, în schimb, despre... ce am câștigat? Peste tot în Europa s-a discutat despre pericolele interne, despre creșterea naționalismelor, extremismelor, iliberalismelor. Deci, din acest punct de vedere, orientarea spre intern n-a fost atât de aparte de ce s-a întâmplat în alte părți. În Grecia se declanșează anticipate ca urmare a rezultatelor proaste ale guvernului, ale partidului premierului Tsipras. Care e câștigul nostru? Câștigul nostru este că s-a oprit nenorocirea de 2 ani și ceva, și ne putem redresa, eu sper, chiar într-o relansare. Într-o relansare, dar pentru asta e nevoie să vedem PNL-ul și USR+. De asemenea, reprezentanții parlamentari actuali și ai PMP, probabil și ai Pro-România, așezându-se în jurul unei mese de discuții, de negocieri și făcând o listă de lucruri care trebuie puse la baza unei democrații relansate. Schimbare de sistem electoral, schimbare de coduri de toate felurile, legislația amendată la justiție peste tot, economia relansată, toate lucrurile astea se pot face și mai mult decât atât, poate asta nu s-a auzit încă spus la noi și poate că nu gândesc politicienii. Pentru ca să nu vedem la viitoare rotații la guvernare alte încercări de a malforma sistemul, poate e nevoie ca și acestui PSD în degringoladă să îi se întindă o mână pentru semnarea unui acord general, pentru că aceste baze pe care acum le punem pentru alegeri corecte în două tururi peste tot, pentru justiție independentă, pentru tot ce trebuie să constituie fundamentul democrației, să fie asumat de toată lumea și să nu mai trecem prin ce am trecut în acești 2 ani și ceva. Ion Bogdan Lefter, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la